Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, în conformitate cu prevederile articolului 133 al NAT1 din OU57/2019, privind codul administrativ, a fost convocată ședința ordinară prin dispoziția numărul 20 din 21.1.2022, emisă de primarul Comunei Pârjilor, pentru data de 27.1.2022, orele 10, care va avea următoarea ordine de zi. Citim pe toate întâi sau cum facem? Toate. Și se pune la vot. Ordinea zi, da. Un proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Horonceanu Alexandru, ales pe listă de candidat al PMP, înainte de expirarea duratei normale a mandatului și vacantarea unui post de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Pârjilor. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reselei școlare ce aparține Unității Administrative Teritoriale a Comunei Pârjol pentru anul 2022-2023. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de management administrativ financiar ce se vor încheia între primarul Comunei Pârjol și directorul Unității de Învățământ din Comuna Pârjol, precum și aprobarea indicatorilor de performanță anexă la contractul de management administrativ financiar. 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul public local în vederea achitării prestațiilor efectuate de operatorii serviciilor de sănătate în beneficiul întregii comunități. 5. Proiect de hotărâre privind validarea dispozițiilor numărul 317 din 21.12.2021 și numărul 3 din 4.1.2022. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar pentru perioada iulie-decembrie 2021. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale achizițiilor publice și programul anual de achiziții publice pentru anul 2022. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea demizelor de lucrări și a sumei necesare pentru realizarea lucrării Reabilitare Școala Hăneala, Comuna Pârjol. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul public al Comunei a unor drumuri comunale și vicinale și declararea lor ca bunuri publice de interes local identificate în teritoriul administrativ al Comunei Pârjol, județul Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind analiza anuală a activității compartimentului agricol cadastru și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activității compartimentului. 11. Proiect de hotărâre privind planul anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul personalelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local în anul 2022, precum și punerea în executare a sentințelor civile penale cu obligația de muncă neremunerată în folosul comunității pentru persoanele sancționate, condamnate. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziții și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție, reabilitare, modernizare și dotare școală generală Comuna Pârjol, județul Bacău. 13 diverse și am înțeles că mai e un punct pe ordinea de zi. Da, deci asta nu o 13, care... Asta deja e vreodată. Trebuie să spuneți de aprobare, dacă sunt de acord consilieri. Sunteți de acord? Pentru introducerea punctului, da? De așa, cum tot, tot da. Da, da. Dacă domnul președinte, supunem acum la toate. Pe toate le supunem o dată la vot, nu? Da, acum. Da. Că de acord cu ordinea. Dacă e cineva contra sau se abține, nu mai punem numai. Deci, 14. Lipsește cel mai bun. Nu lipsește, dar nici n-a fost convocat. Așa, de tot. De tot. Se știa mai mult. Bun, acum trecem la punctul 1, pe ordinea de zi, nu? Da. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Horonceanu Alexandru, ales pe lista de candidat al PMP, înainte de expirarea duratei normale a mandatului și vacantarea unui post de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Pârjol. Prezintă doamna Scotaru Margheta, nu știu dacă mai e nevoie să mai aprobăm noi, da?
Nu aprobăm, dar prezentăm. Adică la cunoștință, că nu se aprobă. Da, dar nu știu dacă mai am. Așa. Cunoștiți, data de 5 ianuarie 2022 a fost prezentat cererea de demisie din partea domnului consilier Voronceanu Alexandru, din funcția de consilier local. În conformitate cu prevederile articolului 204 și așa din, din ordonanța guvernului 57 primit codul administrativ, calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale ale mandatului în caz de renunțare, respectiv demisie. Constatarea încetării de drept se face printr-o hotărâre de constatare a autorității de la deliberativ de Consiliul Local la prima ședință după apariția evenimentului. Da, hotărârea... Acum nu s-a emis hotărâre, nu se emite? Acum se emite hotărâre de constatare. Și acum, oricum se poate se supune la vot, dacă este cine este... Nu, hotărârea nu. A, nu e hotărâre. Nu se supune, da. Este hotărâre, dar nu se supune la vot. Pentru că e o constatare de fapt, este o demisie pe care o aduc la cunoștință. Și facem o hotărâre prin care se ia... Da, da. Consiliul Local Brăjol ia act cu privire la încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Voronceanu Alexandru, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, ales pe lista PMP filiala Bacău. Se eliberează domnul Voronceanu Alexandru din calitatea sa de membru al Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridică și de Disciplină, Apărare a Comisiei Publice și a drepturilor cetățenilor din cadrul Consiliului Local al Comunei Consiliului. Cum doriți, dar eu am găsit regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, am citit că, într-adevăr, că se ia act. Se ia, dar da. Atunci nu toată lumea votează? Nu, nu se aprobă, nu. De ce să se voteze? Cum înregistrezi hotărârea dacă nu s-a votat? Nu o înregistrez. Dacă nu s-a votat? Ba da, se înregistrează orice hotărâre. Dar bine, supuneți la vot. Nu știu mai ce. Ba da, nu există hotărâre care să nu fie votat. Da, uite că am să vă arăt și articolul și astea și o să vă arăt că s-a dat de demisie. N-ar fi trebuit să legi mai la cum. Eu merg 5 ani de zile contractul. Deci, vechimea, pe nedrept. Asta ce vă gândi la poate hotărâre, o să meargă în instanță. O dus în executiv, în frunte cu primarul, fără să știe normal nici ce. El acum are o mers vechimea 4 ani de zile, pe care i-a trebuit să răspundă pentru chestia asta, pentru că el nu era apt pentru asta. Trebuia să-și dea demisia în momentul în care s-a constatat la tribunal. Da. Păi el o știu. Da, toată lumea. Cu cunoștință. Deci, și i-a mers 4 ani vechimea. Ceea ce e în muncit în 92 de rău. Cine era situația asta, dacă știau toți? Păi știau toți, dar de ce s-a tolerat situația asta? De ce s-a tolerat situația asta? Păi asta mă întreb și eu, de ce s-a tolerat? Pentru că trebuia să nu au, și trebuia sentință judecătorească. Prima sentință s-a pronunțat la tribunalul Bacău. Bine, și îl întreb de fiecare, are dreptul de a contesta, sigur. A fost contestat referatul și încheierea de la ANI, prin instanță. Atâta timp cât nu avem o sentință definitivă și irevocabilă, nu avem nicio asta. Și probabil în sentință, în sentință se vor stabili mai multe elemente. Instanța stabilește dacă într-adevăr dă bani înapoi, dacă într-adevăr ce... Să vezi, domnul președinte, o ridică bine problema, dar problema care este? După ce se pronunță și în alta curte de casație justiție și a pierdut, atunci poți să mergi împotriva lui să recupere suma. Dacă a făcut un abuz. Am înțeles, dar să nu se suporte. Nu, ia orice... Riscul e mare, că, de exemplu, că ar pleca de tăjuri, dacă ar trebui pleca de tăjuri. Adică cum a putut deveni consilier dacă el era incompatibil? Eu asta nu înțeleg. Păi la prezumția de nevinovăție, că nu vă spune, nu vă spune, nu vă spune, după aia o dată în tribunal. Și prezumția de nevinovăție care... Nu, dar nu se verifică când se fac dosarea asta, se fac un dosar, nu? E acceptat partidul și a zis că nu e aici tot. La partidul te acceptă. Bine, în sfârșit. Să supunem la apășa, nu mai e. Bine, a fost avizat cunoștință faptul ăsta. El a, el a știut, nu a vrut nici să-și dea demisia și dar nu știe, a vrut el să-și dea demisia. De ce acum? De ce nu a acceptat până pe doi a treia când are la, în alta curte? Nu? Încă nu are o hotărâre de vinire. Nu are, nu. Păi și atunci de ce nu a dat? De când i-a dat hotărârea de la Bacău, de la tribunal. Asta este problema lui. Da, care ai zis? Și-o asuma, și-o asuma. Da, că ești și consiliere pe scuțin vot, dacă vă dă, că ești foarte bine. Este după aia. Da, la punctă de vădere. Mai știu la vot? Da. Puneți la vot ca să nu fie nicio asta. Da. Și-a dat demisia. Demisia trebuie aprobată. De exemplu, îmi dau demisia, domnul primar nu mi-a aprobat. Corect. Și ce dacă? Nu știu dacă vă întâmplă, dacă nu plecă.
de acord, da. Dacă poate unii nu-s de acord. Cum? Cere de unde este aici? Bun, trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare ce aparține unității administrative teritoriale a Comunei Vârjov pentru anul 2022-2023. Prezintă doamna Spătaru Margareta, secretar general delegat. Da, este vorba despre rețeaua școlară. Ați văzut, proiectul de hotărâre e făcut din luna noiembrie. A fost transmis către Inspectoratul Școlar Bacău pentru avizul respectiv. Am primit avizul în ianuarie și conform avizului am introdus și hotărârea ca să fie validată de dumneavoastră. Aviziul 4, Bârjol, Bârnășan, da, Pustiana și Tărescare. Da, la fel. De acord suntem. Da, vă rog să dacă aveți să întrebări sau altceva. Dacă este cineva contra sau se acolo? Da. Vă rog să vă anunțăm că avem 14. Trecem la punctul 2 pe ordinea de ieșire. Dacă să mă reiești sau primișorea de rețeaua școlară, trebuie să punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de management administrativ financiar ce se va încheia între primarul Comunei Pârjol și directorul unității de învățământ din Comuna Pârjol, precum și aprobarea indicatorilor de performanță, anexă la contractul de management administrativ financiar. Prezintă tot doamna Spătaru. Da. Conform adresei de la Inspectoratul Școlar Județean, în urma concursului care s-a făcut pentru director și directori adjunți, doamna Ioniță Corina Manuel a fost, prin decizia 687 a Inspectoratului Școlar, a fost numită în funcția de director la Școala Gimnazială Bârjol. Conform articolului 24 aliniatul 6 din legea, că vă spun eu imediat, articolul 106 din legea educației 1 din 2011, trebuie să aprobăm contractul model de contract de management administrativ financiar cu doamna cu reprezentanta unității de învățământ, precum și indicatorii de performanță. Au fost transmise prin e-mail documentele, materialele. Acum le-ați văzut, cred că le-ați studiat integral. Dacă aveți alte întrebări. Aveți ceva de adăugat? Nu. Supra la vot. Da. 14 voci. Trecem la punctul 5, pe ordinea de zi și anul 4. Am înțeles pe 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul public local în vederea achitării prestațiilor efectuate de operatorii serviciilor de salubritate în beneficiul întregii comunități. Prezintă doamna Andrata Pustianu Maria, consilier principal. Am mai discutat și în cursul anului, știți cheltuielile cu salubritatea comunei. Sunt mult peste ce învățăm noi la bugetul local. Propunem pentru anul 2021. Nu, 2021. Aprobăm pentru anul care s-a încheiat. Pentru că noi am avut un cadrul în 31 decembrie 2021, 347.982 și plăți în valoare de 480.185,67. Diferența de 132.236,67 trebuie subvenționată din bugetul local. Am discutat problema asta de ianuarie, cu numele, cu trei, cu toată lumea, nu știu, dar
omul nu poți să-i spui să-mi aduce aia, că zice, domnule, și așa plătesc, poți să vii să-mi spui că n-am voie să arunc, dar... Nu, acum să și discutați, să se crească nivelul taxei de salubrizare. A spus ședința anterioară, să fie problemă. Da, o chestiune și așa, nu știu dacă ești... Poate că trebuie să plecă pe străinătate, din nou, ia și la spus. Da, și... Plus că sunt oameni și foarte mulți copii, foarte mulți copii, gospodari. Atâta timp cât nu plătește, cât este acum, dacă se dublează suma de salubrizare... Da, nu cred că o spune. Nu cred că stă... Incluzând și pe partea de venituri și pe partea de cheltuieli,
pentru a putea transmite bugetul că era sfârșitul anului și ne-am mai convocat. Și legea permite ca prin dispoziția primarului fondul de intervenție sau fondul de rezervă bugetară se poate face cu dispoziția domnului primar. Ca și hotărârea de guvern care trece prin Parlament, nu? Potim? Ca și hotărârea de guvern care trece prin Parlament. Da. Așa e. Așa e. Având în vedere normele metodologice ale închiderii privind exercițiului bugetar al anului 2021, la UAT Comuna Păjor, secțiunea de dezvoltare a înregistrat deficit pentru anul 2021 și tot prin dispoziția domnului primar, numărul 3 din 4 ianuarie 2022, am acoperit definitiv deficitul secțiunii de dezvoltare pentru anul 2021. Pentru anul 2021, secțiunea de funcționare la venituri a fost 9.683.082,54, plățile efectuate 7.574.544,98, înregistrând un excedent de 2.025.836,56. Secțiunea de dezvoltare a avut venituri încasate de 2.138.197,91, plăți efectuate 3.515.056,21, înregistrând un deficit de 1.376.856, pe care l-am acoperit prin dispoziția numărul 3, din 4 ianuarie 2022, definitiv pentru anul 2021, pentru a închide exercițiul bugetar. Acum solicităm prin prezenta validarea celor două dispoziții, așa scrie legea, că cele două dispozițiile primarului se validează în prima ședință a Consiliului Local. Supunem la vot. Ne fi în discuții, sigur. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea de punctări în aletei cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar pentru perioada iulie-decembrie 2021. Prezintă tot doamna Andorra. Conform legii educației naționale, UAT-urile trebuie din finanțare complementară să acopere cheltuielile cu naveta cadrelor didactice și a personalului auxiliar a școlilor de pe raza comune. Prin hotărârea Consiliul Local 44 din 29 iulie 2021 a fost aprobată naveta cadrelor didactice din perioada ianuarie-iunie 2021 în sumă de 11.734, iar pentru perioada iulie-decembrie 2021 13.406. Per total, în 2021, cheltuielile cu naveta cadrelor didactice și a personalului auxiliar 25.140. Realizat de contract lunar, ca să fie oameni. Lunar s-a decontat? Da, da. 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 Sigur. Supunem la vot. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Și am proiect de 7, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale a achizițiilor publice și programul anual de achiziții publice pentru anul 2022. Prezintă domnul Corocar Lucian, consilier principal. Da, potrivit dispozițiilor articolului 11 aliniatul 2 din hotărârea de guvern 3915/2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică a acordului cadru din legea 98/2016 privind achizițiile publice prin compartimentul urbanist și achiziții publice, am elaborat strategia anuală de achiziții și planul anual de achiziții, care îl aveți ca și anexă. Pentru parcursul anului bugetar 2022. Am văzut acolo rechizite de birou, nu știu, da, ele sunt detaliate în anexe. Anexe, dacă vreți să avem discuții, da, sunt întrebări. Da, n-au fost date, nu știu. A, da, da, care poate nu știu.
Am văzut că trebuie să mai cumpăra sărăniță pentru tractor, nu s-a achiziționat de astea? La... Da, el intră la plată pe exercițiu anului bugetar acesta. A, păi îți cumpără atât. Da, dar el intră în exercițiu bugetar pe anul ăsta. Și la plată trebuie să folosească. Acum, drumurile, de exemplu, drumurile din Pustia și mai mult ca sigur și în Proteaș, sunt inaccesibile. Nici un smurt, nici o mașină de pompier nu poate să intre, că de intrat intră cu unul, dar de ieșit sigur nu mai este. De ce nu ies? Pentru că pe propria mea răspundere am pus la ieri. Am intrat cu mașina frumos și n-am mai ieșit. De ce n-ai? Pentru că drumurile sunt înzăpezite, nu sunt desăpezite, nu sunt puse, știu, ianții de răpan, nu prag la margine, ceva. Care omul lopat-o în mașină, ia frumos lopată și mai... Care e drumul? În Pustia. Toate drumurile... Pustiala-i mare. Da, drumurile secundare care sunt pulite. Secundare a fost dezăpezită. Nici o puliță n-a fost dezăpezită. Puteți să mergem în împreună acum. Tot ce a fost dezăpezit a fost drumul principal. Deci drumurile secundare sunt inaccesibile. Doamne ferește de un când aveți probleme. Când aveți posibil. Probleme de genul ăsta, nu înțeleg de ce nu faceți o poză, să o trimiteți către primărie ca să vă ajute. Dar e un telefon. Ca un telefon. Mai știm de aici, să o plecați, să despun. Adică... Sunt angajați la primărie peste 50 ani. Sunt 4 polițiști locali. Ce fac eu 8 ore pe zi? Nu sunt 50. De ce spui 50? Tu dublezi sau cum? Nu dublez. Am zis să ajut la 50. Sunt 4 polițiști locali angajați. 8 ore pe zi. Ce fac eu 8 ore pe zi? Sunt numai 3. Nu știam. 3 să fie. Dar și 3. Au mașină... Trebuie să știi că ești consilier. Erau 4. Nu știam că erau 4. Cei 4 evangheliști erau 3, Luca și mai. Da, bine, o să... Bine, dar astea sunt niște probleme pe care trebuie să rezolvate. Adică, Doamne ferește de un incendiu, de exemplu, sau știu eu cine, cuiva se face rău, pur și simplu smurt, rămâne acolo. Deci nu mai este. Poate să face lovara. Deci nu neapărat cu polițiști locali își face drumul. Că drumul poate ne trimise acolo la făcut ăla, e din acolo. Da. Măcar niște amperatoare. Poate au fost primiți și n-au făcut drumul. Da, eu fac și eu. Polițiști locali își face drumul. Cel care face, eu fac drumul. Constat. Care a plecat cu drumul. Eu știu că Jean a legat sus pe dispensare când nici nu-l vedea aici. A fost. Trebuia cu viteză. Da. Nu știu. Dar Jean are nicio legătură. Jean, ce poate să pune și mobilii? De-aia trebuie să dea cu lama. Nu, cu lama. Sărănița care îmi prăiește. Cu lama, domnul. Cu lama a fost, da. Da, cu domnul Iberu așa ceva. Sărănița face toată treaba. Că dacă îmi prăiește bine... Într-o ianat, zăteți mai mult. Bine, eventual, dacă ei sunt trimiși să-și facă treaba, atunci ar trebui verificat. Nu vorbim să bagă așa mare ca să fie. De asta a fost tot de ce se... Chiar vis-a-vis de lucrul ăsta, așa, o întrebare, nu, să nu fie luată în nume de rău. În perioada asta, că dumneavoastră primiți tot felul de informări meteo. Când sunt probleme de genul, să anunță, domnule, de ce nu intră în vigoare cod portocaliu, să zic, de ninsori, destul de abundent. N-ați putea să lăsați doi șoferi, să zic, doi șoferi, pe noaptea, pe perioadă, spre dimineață, să-l curățe. Adică să nu te trezi la ora 8, că ei vin la servici, na. Și făcut cumva, da, două zile libere. Dar trei, patru, la ce ori pus? Nu fă, pus vină la 8. Da, l-am întrebat unul prima. Și duminica sau sâmbătă, că tot așa. Nu contează. Deci, e multă liniște. Echipa pentru... Dezăpăsiri nu contează, îi s-a dătoare noapte, noapte, vezi, sunt pe poziție. Ei sunt pe poziție. Ei s-au luat tot timpul să-l luat. Nu s-au luat tot timpul să-l luat. Sâmbăta și duminică nu s-a făcut aici. Nu a fost nici un lăsaș pe terea. Iată a fost nici sâmbăta și duminică, nu a fost nici un lăsaș pe terea. În iarna asta nici un utilaj n-am încis sâmbătă și duminică. Măi, dar doar nici nu poți să pierzi de un metru, să fii, să-i vezi tu sâmbătă. Nu trebuie neapărat să fie zăpadă de un metru. Păi, de ajuns dacă are 50 de centimetri, sunt oameni care... Dar nu a fost de 50. A fost de 50? Acum nu fie. Domnul Vice, ce părere aveți? Anul acesta, iarna asta, nici n-am nimic locul, iar îi trebuia să meargă la Moenești, a intrat în șans, pur și simplu. Din ce cauză? Adică... Da, dar el este echipat conform... Da, cauciucuri de iarnă, da, sunt cauciucuri de iarnă și așa mai departe, dar nu poate să iasă cu lanțul și nu, pe roată. Așa se cere. Nu, păi, iarnă, cauciucuri de iarnă. Nu, dar adevărul e că sunt zone, pentru că așa sunt satele pe iarnă și așa sunt zone unde toată tine comuna să ai cumpă de zăpadă. Și dacă ai 10 centimetri, se creează gheață și nu se poate circula. Acolo trebuie puse mobile de nisip sau nisip amestecat cu sare.
Chiar dacă nu poate să meargă utilajul, sunt câțiva oameni care fac drumul accesibil. Deci pe aici, pe la cimitir, nu se poate circula. Mai e curba asta de la Câmpeni și acolo. Se creează gheață pentru că nu poate soarele niciodată. Doamnă, dar ați fost pe teren cât a fost zăpadă? Să vedeți, cum zis, spuneți la cimitir sau aici la spătarul, sunt pus și modile și sărăriță. Deci mereu tot timpul pe acolo. Bine, eu nu zic, acum n-am fost, dar am fost în alte dăți. Nu pune nimeni mână, nu pune nimeni mână. Nu pune nimeni, dar nu merge cu zărăriță. Da, da. Nu mi-e indicat trecut, am pus mâna pe lopată, eu și pierdă nimeni și am dat cu lopată, am pierdut lopată la cimitir. Eu am mai de bun de vedere ce poate nimănui. Cine de ea a fost cu semnul și a fost cu semnul socială. Și eu am dat aseară pe uliță, dar nu mi-a venit să acum nu trebuie să ne întoarcem înapoi, deși avem sărbit, avem tractor. Dar sunt și băieții de la ajutor social. Când oameni vine aici pe ziua, care răspunde împrăștiat, așa, imediat, în jumătate de oră, vreau să o fac cazul. Nu poți să, e singură mașină, nu poți să o împarți la toate comunale. Dimineața la 6, nu poți. Da, în aceeași oră, dacă s-ar putea la comună. Dacă a reușit să facem un echipaj pe timp de noapte, să zic, când sunt probleme, când tot nu minge în fiecare zi, să zic, pui o dată pe lună, când sunt probleme de astea. Sunt oameni și pe comerciani și pe buscaia la social. Sunt, dar nu prea își fac treaba. Mai aveți ceva de la adăugat? Nu punem la vot, totuși așa. Ne trecem la punctul 8, pe ordinea de zi și anume. Proiect de hotărâre privind aprobarea divizelor de lucrări și asumei necesare pentru realizarea lucrării reabilitare școala Hăinău, Comuna Pujon. Prezintă domnul Cojocaru Lucian, consilier principal. Da, vorbim despre reabilitarea școlii Hăineala. Da. Nu știu că am luat greșit. Da. Vorbim despre școala Hăineala care trebuie reabilitată din cauza că la școala Hăineală. Spate Hăineală. Mai e un elev? Cum? Mai este un elev la școala Hăineală? Nu, nu mai este niciun elev. Abia de ce? Școala... Dar mai este la Câmpeni închisă, nici făcută școală. Și atunci motivul? Motivul este să acolo se va organiza un centru social pentru orice calamitate, adică se va dota ca și centru social în interior, în caz de calamități, în caz de orice problemă, să aibă să cazezi oamenii. Doi la mână, poate fi folosit și pentru închiriere la muncitori sau la ceva pe echipe de muncitori care vor veni să pot fi închiriat. Și trei la mână este o clădire care nu putem să o lăsăm să cadă jos, doar că trebuie lăsată să cadă jos. Adică factură, nu? Dacă se poate ceva face, adică multifuncțional, ok. Adică știu eu, un cabinet medical. Ce să... Sau orice, sau pentru orice, e ok. Dar ca să bagi numai bani degeaba, nu mi se pare corect. Nu. Secții de votare a vieții face în Hăineală. Sunt unele cei care... Secția pentru că la Păsești. Nici o problemă. Păi câți oameni mai sunt la Hăineală? Câți mai trăiesc la Hăineală? Câți oameni avem la Hăineală? Dar ce firmă a câștigat licitația asta? Poftim? Cine a câștigat licitația la firma asta? Aveți devizul acolo pus. Oricum, nu au fost trei oferte și... Și care e valoarea finală, că nici m-am uitat. Ia, cu valoarea. Nu știu. E mare, oricum. Iar ce aș fi mâncare de 5 ani de zile muncită? Nu, dacă era ok să zici că faci un cămin de pătrâmpă pentru 10 oameni, trebuie să fie 83 de mii. Și nici pe banca asta. Cred că da. Lucia privanca e... Da, Lucia... 70 de mii. Asta e la Perești în Dumnezeu, nu? Da. Dragul firme Pujon, măi. De exemplu.
Da. Sunt o firmă din comună. Nu știu care plătesc taxele și impozitele aici. Bunuiesc că tot în credința la direct, nu? Da, sunt. Și înainte, sincer, înainte, bine, înainte, păi ne-a la văzut la vece, nu sunt la firmă din comună. Acum, era posibil, e posibil. Nu sunt... Trebuia să ține, după să vezi cap. Nu sunt capabili firmele din comună să facă lucrare? Păi, să vină... Nu se autorizează, nu? Nu se autorizează. Numai că dacă nu sunt ele, cum să zic, eu nu știu ce sunt chiar niște bani ai pentru ce? Școala de la mine, realitate. De ce? Păi dacă e un singur elev sau doi... Păi nu contează, dar aia poate să o lăsăm și la altceva. E varianta să o lăsăm țăcată tot, dar să autodistrugă. Nu, nu, ar trebui renovat. Schimbar geamul trebuie, dar nu atâția bani băgați... 70.000 de euro ca să... Ce? Păi dacă ați văzut acolo pe viață... Deci trebuie făcută... Exact cu ca orice clădire. Interior, exterior. Hai să vă dau un exemplu. Școala asta de la deal de aici, dacă era făcut numai acoperișul, în nostru cap, îi făcem reabilitare. Așa, trebuie să o dau toată de până în rădăcină și, bineînțeles, care va fi care luată circură, grădinița. Acolo și nu mai dat, nu mai dat să... Aia. Deci dacă se lua apa, nu ploua în interior, de 20 de ani la Bancheț și la Dizgheț, bineînțeles, aici se degradează. De 20 de ani tot demolează școala veche Burjol, da. Și nici astăzi nu o să facă nimic. Școala de Dizgheț, în centru? Da. Dar aici am terminat contractul de finanțare. Am nu, ce știu eu. Este ridicată în licitație, deci școala este ridicată în licitație. Școala este în grădinița. Grădinița care se face. S-au aprobat la fiecare bani de atât. Din ce fonduri sunt? Din bugetul local. Cam multe cele din bugetul local, dacă prindeam altceva, dar asta este. Stau pe mine cultural, nu vă și ăla se renumă. Și ăla va fi renumă. Da, e lumea sigur că acolo de și ăla va fi renumă. Și ăla bun. Păi nu putem. Și la Băsești. Trebuie să le luăm de rând, că n-avem cum să face pe toate și pe data. La Băsești nu mai ești în face acolo, ăla trebuie demolat într-adevăr. Așa e. Și o să facem acolo un bar. Și Băsești e tot la fel. Mai ce faci la Băsești, mai poate fi consolidat ăla? Aia da, poate. Deci Băsești se poate face. Dar și Bărbășeanu, o parte de ele. Nu, 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 încă se mai poate renova, dacă îl... Dacă îl mai lăsăm. Dacă îl lăsăm, bineînțeles, că nu se mai poate. Din lemnul acolo, nu? Cu pruminul ăla. Da, dar se poate la forța. Și pentru școala de la Hăinea, avem banii? Deci prindem un bugetul pe anul ăsta, cu 2022. Da, da. Și când o să fie bugetul? Când o să fie bugetul, și 70, cam cât buget estimați că o să aveți? Așa, pentru Comuna Pârjol. Că dacă dăm 70, nu știu, cred că nu o să avem 500.000 de euro buget. Zic eu. Să dea domnul. O să avem, domnul, numai 500. De bine, cât estimați, în momentul ce ați făcut un deviz, deja, s-a uitat. Nu, cum s-a uitat. Este un deviz ofertă. Acum, cu bugetul, vedem care-i treaba. Ori se încadrează, ori nu se încadrează. Deja e... Devizul ofertă acceptat, cel mai mic deviz ofertă din cele trei, a fost ăsta. Și l-am prezentat. Eu așa zic, orice clădire renovată sau cumpărată pentru comunitate, e binevenit. Acum, cum deci? Să aibă și eficient. Acum știți fiecare trage focul la turta lui. Decât să renovăm școala, mai bine am face ceva la școala asta, la Pârjol. Făceați... Domnule, dar de ce nu înțelegeți? Deci avem proiect pentru școala de la Pârjol. Școala la Pârjol este cu totul la început. Aia nu putem să-i facem proiecte la Pârjol. Am înțeles. Aici va fi la Pârjol și de aia? Nu, vor decât să... Reabilitare și dotare exact cum s-a făcut. Și nu mai știu la Câmpen, la Câmpen. La Câmpen, la Câmpen, ce nu mai făcut? Câmpenul este terminat, urmează barca aia afară și de tras spre un țel. Din grămide, acolo și așa. Îi vom împărți la momentul când s-a făcut câmpenul. Câmpenul e viabil, sat mare, acolo trebuie. Asta, 70.000 de euro, doar estimativ. Da, da. Să ajungă la 150.000 mai mulți. Da, poate 150.000, nu, poate... Mai, trebuie făcut și un prejbuire, nu dată împrejur acolo... Păi să știi ce? 70.000, numai ca să nu știi distanția. După aia, undeva 100.000, e altă problemă. Nu, dar adică sunt niște bani, mi se pare chiar exagerat. Și undeva unde... Unde chiar nu-i... Nu-i nevoie, e părerea personală, nu-i nevoie.
nu știu, dar seara clădirile să se distrugă. Nu, se poate face la urmă. Se poate face la acoperișul. Hotelul a negrit. Atât. Trebuia să ne anunțați, fiți sincer, și pe noi. Dar chiar mă abțin la chestia asta. Suntem de acord, nu suntem de acord. Se poate reașfar, ca că nu se gardă normal. Știți care trebuie? Scuză-mă, dacă vine eu. La noi chestia, știi, sincer, dacă nu vreau să supăr pe mine, profităm de consilier, pur și simplu. Că fără consiliul local nu se poate face și profităm de ei ca să putem face ceea ce vrem noi. Asta e părerea mea. Dar dacă face domnul, face cineva pentru ea. Ar trebui să ne întrebați înainte, domne. Sunteți de acord, că am doi, tu la fustiană ce ai vrea, tu la ăla ce ai vrea, tu la cântăni ce ai vrea, tu la meneala care ești, vrei să-ți facem în căminul ăla? Merită? Ce părerea aveți oameni buni? Mergem la ei acasă, la veneara, la... facem o ședință din această părere, ce întrebăm? După părerea omului, niciodată nu se face. Nu, e o părere personală. Adică vă dau un exemplu. Ați văzut căminul din sat la care n-a vrut să-l aproape, poftim. Ce să mai se face? A vrut să nu aproape căminul, a fost doar costurile la baie și... Au fost niște costuri suplimentare care... Asta n-a vrut să aproape. Și nu a fost aproape căminul. Dacă s-a făcut căminul și ce lucrări, nu prea s-o întreba. Și eu lucrez în construcție, dar nu merg și ne închiriez sculele. Deci, unde am auzit așa ceva că închiriez scule? Dacă am scule, merg la muncă. Dacă nu am scule, nu merg la muncă. Ce scule se închiriez? Păi, dar am încetit foarte bine. Flexul de închiriat, X lei pe oră. Maxul de închiriat, X lei pe oră. Adică tu iei o lucrare și să-ți plătească statul și sculele tale și le dai în chirie, nu-i normal. Tu ai lucrat odată cu un deviz? Am văzut devizul. Nu, dar ai lucrat? Nu, n-am lucrat. Și atunci? N-am lucrat și nici pe nu lucrat. Tu dacă mergi ca să dai un șoc la fel așa. Și nu mi se pare corect că în Comuna Pojor sunt atâtea firme care plătesc taxe și impozite aici și lucrările le ia altcineva. Păi de ce nu vin firma respectivă? Dar au fost anunțați. Au fost anunțați, s-a făcut vreo ședință. Haideți, domnule, toți patroni, cei care aveți firmă de construcție din comună, haideți, uite, avem asta. Nu v-ați făcut consilier? Eu nu, nu, eu nu. Asta se scot la licitație pe SICAP sau pe ce mai e, mai e un să fie și ei mână, că au făcut ceva în comună asta. Dar nu. Și să mai îmbogățim, dacă oamenii din comună ar să mai îmbogățim. Știți că și ei nu bani, dar asta sunt... Haideți să punem la vot. Și mai discutăm la urmă. Să punem la urmă. Da, să punem la urmă. Întrebați. Punctul 8. Nu am înțeles. Cine este pentru? Cine este pentru? 3, 4, 5, 6. 7, 8, da? 8. Abține! Cine e? 3, 4, 5 abține, da? Și împotrivă? Hai, treceți la următorul punct.
Punctul 9. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul public al comunei a unor drumuri comunale și vicinale și declararea lor de, ca bunuri publice de interes local identificate în teritoriul administrativ al comunei Cotroș, județul Bacău. Prezintă zona locală, ce ar trebui. Da, nu este, doamna, tot eu o să prezint. Avem câteva drumuri care trebuie prinse în domeniul public. Aveți anexa aici. Matei Valeria, unde este terenul ăsta? Drumul vicinal Tărâța. Da, e terenul din spatele primului. Curtea. Da, da. Da. Deci două drumuri în Tărâța. Da, e drumul vicinal Tărâța din Plănoșul Valați, prelungire strada Părăului, în afară de Puntea Metalică la Tărâța. Adică e vorba de drumul care duce spre strada Goșii până în capăt, pe partea stângă, cum ne uităm la munte. Drumul ăla care l-am... Nu-i de partea dreaptă? Copil? E stânga, pe stânga. E pe stânga, acum ne uităm în Amonte. Care se duce până la strada Roșii, în capăt. Am e drumul care l-am făcut acum. Dacă l-ai făcut acum, da, 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 da. Așa, până mai este drumul ăla de la strada Roșii. El e în două segmente, drumul ăsta. Da. Tare bine ar fi fost acolo dacă mergi niște gabioane și interviuri. Păi, acolo drumul ăsta se prezervă în domeniul public, la prima apă, dacă cumva îl afectează, o dăm calamitar și... Acum dacă îl afectează, dacă îi vedem... Păi da, și mare la exploare. Ideea este să putem face... Normal și normal, toate drumurile care nu sunt... Dar nu e domeniul public automat, nu trebuie să mai... Da, nu la mai acolo la gabioane și dar intră automat în domeniul public. Da, da, da. Da, da. Ce, din moment ce nu a fost ridicat de nimeni și nu, intră da, în public. Da. Așa, pentru 4 ani tot drumul și l-a închis. Asta este domeniul public, sau privat al primării. Asta este, da, bun. Mai aveți ceva de adăugat? Nu, asta, dacă aveți un ceva. Supunem la vot. Împotriva, abține. Trecem la punctul 10. Proiect de hotărâre privind analiza anuală a activității compartimentului agricol cadastru și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activității compartimentului. Prezintă doamna Comărău Vărnița. După cum știți, activitatea compartimentului agricol este asigurată de doi funcționari publici, Comărău Vărnița și unul Joan Nicolae și un personal contractual Andrei Țelena. Activitatea compartimentului pe anul 2021 a fost următoare. Am avut de făcut operațiuni. Avem un registru agricol 3427 de poziții, din care 2907 gospodării cu domiciliu în localitate și 475 poziții cu domiciliu în altă localitate. Da, pentru acestea s-au făcut așa. Am eliberat 287 de operațiuni în registru, 2700 de adeverinții. Adeverinții pentru buletin, pentru, eu știu, fiecare lucru au primit de voi, da. Am avut 9 dosare la legea 17. Legea 17 se referă la vânzare teren extravilan. Așa, au fost eliberate în număr de 47 de anexa 1 și 2, 63 de anexa 151. Deci de anul trecut este în vigoare o lege care se cheamă anexa 151, prin care persoanele care au terenul în intravilan, curți și teren aferent construcțiilor de locuit, care în 1991 aveau rol, pot să-și facă această anexă și își întabulează. Deci mai e intabularea gratuită acum? Mai e intabularea gratuită? Nu. Tabularea gratuită este dar nu pentru terenul intravilan. Adică extravilan este în vigoare, dar nu am putut obține. Nu am făcut nicio tabla. Pentru că nu s-au prezentat oamenii. Noi chiar ne-am dat poate silință, dar trebuie să aveți un minim, probabil, ca să ieși. Trebuie să avem toată tarnaua, deci trebuie să prezintă toate persoanele. Vreau să, tot așa, vis-a-vis, la cât am ajuns la capitolul ăsta cu pământul ăsta care ne vedem la probă. Da. Acolo e o
nebuloasă așa. Sunt care au arte, sunt care nu. Acolo, acolo nu știu ce să zic. Terenul a fost revendicat de către părinții. Acolo nu se poate face anexanul 5-1. Deci anexanul 5-1 se poate face numai acolo unde nu a fost solicitat. Da, unde nu s-au făcut retrocedere. Unde nu s-au făcut retrocedere. Chiar și este specificat. Este un formular, de acum am venit în gata. Cine dorește poate să vină la mine. Să-i dau un model de anexanul 5-1 să vedeți la ce se referă. Este foarte importantă chestia asta, să știți. Faptul că noi suntem stăpânim de 30 de ani, de acum. Așa, da. Nu știu, după o anumită perioadă... Da, acolo e între uzul catiunii. Aia cu tot altceva. Da, adică... Da, asta, anexa 151 este foarte eficient la momentul ăsta. Și bine de știut. Cei care aveți, prieteni, cunoștinții, puteți să-i îndrumați la noi. Să vină, noi verificăm. Dacă nu a fost specificat în niciun tip de proprietate, terenul ăla, acum pot să-și facă extras de carte funciară și după 3 ani devin proprietari. Și este foarte important. Deci anul trecut am avut 47 și toate cu succes. Deci n-am avut nicio... Da, da. Da. Deci am avut 63 de anexa 151, așa, 185 de contracturi de arendă, 10 dosare pentru tineri din proprietate care alea, nu știu dacă o să le obținem, și cam atât. Operațiunea registrul agricol, conform declarației, pe propria răspundere, vizată de doamna secretară. Da. În cazul continuu sunt bani. Am înțeles. Cam asta este activitatea noastră. Dacă suntem solicitați în teren, mergem în teren. Am înțeles. Dacă nu, nu. Da. Dar anexa 151 să nu revistați. Bun, stai la care, cine este pentru? Bun, trecem la punctul 11 pe ordinea de zi. Și anume, proiect de hotărâre privind planul anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cadrul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local în anul 2022, precum și punerea în executare a sentințelor civile penale cu obligația de muncă neremunerată în folosul comunității pentru persoanele sancționate sau condamnate. Prezintă cineva? Potrivit legii 416/2001, cetățenii români au dreptul la un venit minim garantat. Acest venit minim garantat se asigură prin acordarea unui ajutor social lunar. Legea stabilește însă condițiile de acordare ale acestui drept, cum este și firesc, și prevede și anumite obligații. Aceste obligații sunt, le fac persoanele care au care sunt apte de muncă și, după cum știți, ca să fie apte de muncă, trebuie să fie sănătos. Sunt și persoane exceptate de la muncă. Persoanele care au un certificat medical, persoanele care sunt în vârstă de... Dar aici e ceva, nu are nicio legătură cu 416, băiești, cei care sunt condamnați, persoanele muncă. Nu, aici și. Da, sunt două. Noi știm care le-au avut băieții la ajutor social. Da. E pe care nu poate, cu penalul. Deci sunt și persoane exceptate, dar sunt și persoane... Sunt persoanele care sunt însărcinate, femeile care sunt însărcinate sunt persoane exceptate. Sunt persoanele care frecventează cursuri, încă mai sunt câteva persoane care frecventează cursuri, chiar și am acum un dosar nou, tineri studenți, care sunt familii și au dreptul la ajutor social. Și ce bine ar fi să urmeze cât mai mult. Toți. Avem un număr de 234 de beneficiari la nivel de comună. Mai sunt mulți. Mai mulți. Au mai mult, da. Deci, avem voi acum, recent. Da, eu vă spun ce este, că era o urmă. 231. Așa, deci toate aceste persoane au și obligații de a pusta muncă neremunerată. Bun. Dar ai ceva învățat? Mulțumim. Dacă sunt întrebări. Da, dar suntem de acord. Da, păi... Tot așa, domnul.
Ne-a propus un plan de acțiune. Da, celor astea era. Pe cine face, toată lumea. Nu toată lumea, cei care pot. Păi nu. Dar vreți să... Nu, știi, pentru că unde e nevoie acolo. E un stat de aia. Urmează ultimul punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați cu concluzia contractelor de achiziții și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție, reabilitare, modernizare și dotare Școala Generală Tărâța, Comuna Purjon, Județul Bacău, prezintă doamna Vocancea, cred că e domnul Bacău. Da, s-au încheiat lucrările la Școala Tărâța. Valoarea devizului aprobat de noi în 2021 a fost mai mare. Deci în 2021 s-au aprobat 2.734.781,36 lei și acum la finalizarea lucrărilor totale a costat 2.710.639, adică cu 20.000 mai preocupată decât s-a prognozat de la altă ședință. Și acum, ca să putem închide cu Ministerul de Dezvoltări și putem închide toate procedurile și proces verbal final, care trebuie să-l predăm la Mederap, adică trebuie să închidem procedura cu Ministerul Dezvoltării cu valoarea finală a investiției. Adică ea, în 2021, a avut o valoare, acum, la finalitate, cu 20.000 mai puțin, față de ceea ce s-a... Aici e ferbeță mai rău. Hai să până la vot. Nu ferbeță mai rău. Știu. Crescu. Știu. De rețe. De mare este la vreo altă ce trabă. Hai să până la vot. La totul mai rău. Ce mai? Deci ai lucrare finalizată. Băi, bădă, nu sunt nici la casă. Bine că este. Hai să ne vedem. Vă mai din acolo, de omul lucrat. Da. Să ne dea rău. Bă, dacă să te dea rău. Potrivă, ceva la diverse? Irina, am ceva la diverse mai. Am la Dumnezeu, nu Alex. Fiind depunizate toate proiectele de pe ordinea de zi, declar ședința. Mulțumim succes!